Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă emisiune Senso. Ediția din ocazia aceasta este o ediție deosebită pentru că avem ca invitați în studio pe domnul Horst Müller, domnul doctor care locuiește în Germania, și domnul pastor Sabin Oltei, care este și specializat în probleme de educație publică. Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc pentru invitație! Sunt Ioan Grama și această ediție va trata probleme de sănătate. Secretul unei sănătăți depline. Sănătatea nu este totul, spunea cineva, dar totul este nimic fără sănătate. Filozoful Schopenhauer spunea că 90% din fericirea omului constau din starea de sănătate. Ce ne puteți spune despre ce este sănătatea, importanța sănătății și tendințe în ceea ce privește sănătatea populației în ultimul timp? Sănătatea eu aș defini-o ca o funcție normală a ființei umane. Omul este făcut să funcționeze corect și bine și el atunci este sănătos când totul este funcțional corect, atât trupul cât și psihicul, când omul este sănătos fizic și sănătos psihic. Tendințele omenirii în general sunt nu prea bune în ce privește sănătatea, deși se face mult efort, totuși oamenii devin tot mai bolnavi. De obicei, sau în general astăzi, bolile nu mai se țin de o vârstă. Dacă atunci când am fost și la facultate, acum 25 de ani, 30, lucrurile erau că bătrânii erau bolnavi, acum avem infarcturi, atacuri pe creier cerebrale la orice vârstă. La 15 ani avem un insult cerebral și astăzi nu mai este nimic după o ordine cum le știam când le-am învățat la facultate. Este ceva ciudat în ceea ce se întâmplă în societate, pentru că speranța de viață a crescut, dar în același timp s-a înmulțit numărul bolilor. În secolul 20 au apărut peste 300 de boli noi. Ce se face pentru a stopa sau ca să ajute populația în situația de îmbolnăvire? Eu, ca să vorbim în mod foarte simplu, cel mai sigur lucru care se face, se cheltuie bani. Se cheltuie bani în cercetări, se cheltuie bani pe medicamente, se cheltuie bani pe orice se poate ca să fim mai sănătoși. Și se pare că, deși cunoaștem foarte multe despre sănătate și multe informații vehiculate prin internet sau în sfârșit, prin discuțiile cu medicii specializați, multe informații sunt bine însușite de către omul de rând. În ciuda acestui fapt, oamenii tot se îmbolnăvesc. Și eu mi-aduc aminte, eram copil, înaintea anilor 90, nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată internat în spital. Odată am înghițit ceva, un corp străin, și am fost internat o noapte, dar nu din cauza că eram bolnav. La rândul meu am 3 copilași, și până acum, cu fiecare, am fost în spital de câteva ori. Fie o noapte, fie o săptămână. Deci, cu toate că avem mai multe cunoștințe medicale, vorbind în medie, raportat la număr de locuitori, cu toate acestea cheltuim pe măsură. Foarte mulți bani și sănătoși tot nu suntem. Ce face societatea? Adică, în ce constau aceste cheltuieli? La nivel de persoană sau la nivel de... Hai să vă prezint niște date statistice. Statistica e bună, nu e bună, dar iată ce zic niște studii. De exemplu, revista Forbes are un studiu unde spune așa: circa 67% din români cumpără medicamente lunar cu valoare cuprinsă între 50 și 99 de lei. Deci 67, două treimi. Două treimi din noi oamenii, de exemplu, noi suntem aici 3 persoane. Doi dintre noi, statistic vorbind, au cheltuit în perioada aceasta, au cheltuit între 50 și 100 de lei pe lună pe medicamente. Vorbim în medie, pentru că unii consumă, cheltuie mai mult,
alții cheltuie mai puțin și exact cum spunea domnul doctor mai devreme, nu mai contează vârsta. Să zici că doar oamenii trecuți de prima tinerețe se îmbolnăvesc mai mult. Nu, și cu copiii cheltui foarte mult, și cu tinerii, și toată lumea cheltuie bani pe medicamente. Sau dacă vreți să vă mai zic o cifră, un alt studiu din ziarul financiar, dintr-o venit mediu pe lună de familie, o familie, să zicem, cu un copil, sau soție și un copil, să zicem, la un venit mediu de 2300 de lei pe lună, se cheltuie cam 120 de lei se cheltuie pe medicamente, pe lună. Și cei care avem copii știm cum se cheltuie banii pe tot felul de medicamente și cei care nu avem copii mici, dar la fel cheltuim. Da, și poate banii aceștia ar fi putut să fie economisiți dacă am cunoaște cum omul funcționează. Dacă am înțelege ființa umană, am putea să ajungem să economisăm foarte mult din toate aceste cheltuieli. Știm că dumneavoastră a susținut în multe locuri conferințe în care explicați o viziune completă asupra omului, a bolii, a însănătoșirii. Cum puteți să ne prezentați viziunea dumneavoastră? Da, deci în două cuvinte nu se poate prezenta, dar în principiu trebuie să-l înțeleg pe om. Și în studiile care le-am făcut la facultate, înveți foarte multe lucruri în detaliu, dar îți lipsește privirea de ansamblu. Și de-abia când am ajuns în cabinet, acum 12 ani, am început să îl cunosc pe om și să mă ocup cu omul în sine. Că până atunci pacientul este un număr, este un nas, un ficat, o ureche sau ce este acolo ca să o ai de tratat, dar nu ești obișnuit să te uiți la om ce este. Și învățându-l pe om să-l cunosc, mi-am dat seama că, deși avem foarte multe informații necesare pentru viață, ele totuși emit ceea ce este cel mai important în viață. Și atunci, evitând miezul vieții, chiar dacă faci lucrurile celelalte foarte bine, ești foarte dezechilibrat, pentru că acolo unde de fapt ai nevoie, îți lipsește și de aceea și mi-explic de ce bolile cresc, de ce ființa umană devine tot mai slabă de a rezista anumitor boli, de a rezista anumitor circumstanțe. Deci care este practic problema? Nu se înțelege cauza bolii sau ce nu cunoaștem? Nu cunoaștem o structură a omului, adică un mecanic de mașini își cunoaște mașina. Când mergi la el și spui și aude cum merge motorul, își dă seama ce este. Și noi putem, când vedem pe om, să zicem, nu-ți mai bate inima corect, pentru că știm cum este bătaia corectă a inimii. Însă, dacă ne punem întrebarea de ce, suntem foarte în dubiu, da? Deci, pentru că plecăm de la o prepoziție că boala în sine, disfuncția, vine din foarte multe circumstanțe pe care n-ai cum să le controlezi, să le vezi. Dar această presupunere o avem doar pentru că nu cunoaștem cum este funcția în sine. Ceea ce am observat în cabinet, ocupându-mă cu omul, a fost un lucru pentru mine foarte, la primul rând, neașteptat. Am văzut că omul are nevoie de dragoste. Și în primii 2 ani jumate mi-am dat seama că dragostea este nevoia principală a omului, dar despre ea n-am învățat în nicio carte, n-am văzut, nu mi s-a spus nimic, că omul se tânjește toată viața lui, aleargă toată viața lui după dragoste. Zicem că dacă îi lipsește dragostea, se îmbolnăvește psihic, dar dacă te doare ficatul, îți lipsește dragostea? Da, și aici ne trebuie relația între gândire, între psihic și trup. Și
dacă știm cum suntem construiți, întregul sistem nervos conduce întreaga ființă umană. Dar cine conduce sistemul nervos? Și sistemul nervos este condus de duhul nostru, de psihicul nostru. Și dacă el este satisfăcut în ceea ce este pe nevoile lui de dragoste, de dreptate, de, eu știu, sunt, nu știu, câte nevoi, foarte multe nevoi acolo, pur și simplu spirituale care le are omul, dacă el este satisfăcut acolo, disfuncția în trup nu este. Dar dacă el este nesatisfăcut pe plan spiritual, adică chiar astăzi am vorbit cu un pacient care i-a fugit soțul. Da? După 11 ani sau 12 ani de căsnicie și nu este un caz singuratic. Le am stăvit sau cum se zice? Da. Arhivate. Arhivate. Am un Steven mare de aceste cazuri. De ce omul când este părăsit e devastat? Se îmbolnăvește? Ce boală primește până la urmă nici măcar nu contează așa de mult? Slăbește sau se îngrașă? Sunt diferite efecte care vin datorită unui eveniment de acestea de relație și aduce întregul trup în disfuncție. Și normal că la început, când am văzut aceasta, am zis, păi cum se poate așa ceva? Nu? Aveam aceeași idee că, da, pe plan psihic, ai o problemă, te îmbolnăvești psihic. Ai o derutare psihică, dar nu te doare ficatul. Dar, știți, am observat în timp și am văzut din experiența proprie, am fost 8 ani, de vârstă de 8 ani și când părinții mei s-au despărțit, o săptămână după ce s-au despărțit părinții mei, eu am primit hepatita B. La vârsta de 8 ani. La vârsta de 8 ani, exact o săptămână după ce s-au despărțit părinții. Acum, de unde vine aceasta? Astăzi, când mă uit înapoi și îmi văd toate bolile și din copilărie, știu exact de unde au venit. Da? Ele au fost boli fizice, dar din cauza că trăiam într-un mediu psihic necorespunzător. Uh-huh. E foarte interesant ceea ce spuneți. Deci, ideea aceasta că stresul și situația psihică îmbolnăvește fizicul apare în medicină, dar nu chiar așa de cum o prezentați dumneavoastră. Ficatul, de exemplu, la alcoolic face ciroză pentru că a băut. La fumător face cancer la plămâni pentru că a fumat. Deci poți să faci cancer la plămâni din cauza stresului? Adică numai din cauza stresului se poate face cancerul, dar noi vedem fumatul. Da, și fumatul este un agent negativ, el are adică aduce multe daune în trup, însă prima lui daună este aceea de a stimula sistemul nervos și stimularea aceasta a sistemului nervos, de fapt, aduce satisfacția omului care fumează, da? Pentru că îl dezinhibează. El este stresat, nu? O țigară sau un alcool te echilibrează cumva, dar te echilibrează pe plan fizic, deci te simți un pic mai bine fumând, dar deci normal deci că... Deci omul are o nevoie psihică și și-o folosește un stimulant fizic? Și folosește un stimulant fizic pentru că nevoia psihică e legată de funcționarea fizică. Deci dacă eu sunt trist, cum mă simt? Nu mă simt bine. Și atunci, ca să mă simt bine, beau un pahar de vin sau o bere sau așa ceva, care apoi mă face să mă degajez, pentru că inhibează sistemul nervos. Face ca în creier să nu mai funcționeze bine lucrurile și atunci el se eu așa zic, cum am spune la computer, merge mai încet. Și astfel ne dă o impresie că totul este
mai bine și mai relaxat. Și dați-mi voie să vă întreb ceva. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Dumneavoastră sunteți medic în Germania. Aveți cabinet privat și consultați pacienții din Germania. Ați constatat cumva o diferență între bolile din oamenilor din România și bolile oamenilor din Germania? Pentru că acum sunteți cu noi în România și spuneați mai devreme că ați mers la un pacient tot din România. Și discuția anterioară pe care le-am avut, mi-am dat seama că de multe ori veniți în România și faceți consultații. Întrebarea este aceasta, există diferențe sau și indiferent de cultură, indiferent de țară, oamenii se îmbolnăvesc de aceleași boli și cam au cam aceleași cauze? Întrebarea este bună și dacă înțelegem un pic felul funcțiilor, putem să înțelegem și restul, dar aș fi vrut să răspund întâi la ideea dinainte, doar ca să nu-mi pierd firul. O să continuăm, vă mulțumim deocamdată, doamnelor și domnilor, ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, după care vom continua. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Suntem la o dezbatere importantă despre sănătate, secretul sănătății depline. Am clarificat cam ce este sănătatea, tendința în societatea modernă, faptul că este un paradox. În timp ce speranța de viață crește a oamenilor, bolile s-au mulțit și suferința este imensă, cheltuieli foarte mari. Ce se poate face? Am ajuns să înțelegem ceea ce este o noutate și anume că starea psihică influențează foarte mult starea fizică a omului și domnul doctor Horst Müller ne-a explicat și îl rugăm să continue explicația aceasta în ce măsură, chiar într-o măsură așa de mare, poate să influențeze psihicul la un moment dat stresul sau ce se întâmplă acolo încât să mă îmbolnăvesc de ficat sau de plămâni? Sigur, de asta am vrut să spun că fumatul și alcoolul sau celelalte droguri, că se tot înmulțesc drogurile din cauza că omul devine tot mai nefericit, au o cauză. Iar medicina prea puțin se uită în spatele acestei cauze. Eu am pacienți cu cancer, cu defelurite boli și unii fumează și au cancer și alții nu fumează și au cancer. Dar ceea ce au în comun este că au o problemă psihică, o moarte în familie, un divorț, o ceartă pentru moștenire. Da? Și atunci omul recurge pentru ca să simte bine, că este nevoie să te simți bine, la un mijloc de acesta. Deci dacă noi l-am cunoaște pe om, nu l-am judecat pentru că el bea și fumează întâi, ci am zice, aha, bea și fumează, asta este pentru că are o nevoie mai profundă. Pentru mine a bea și a fuma sau avea orice altă adicție, adică numai pentru mine, dar asta este doar o nevoie spirituală, o nevoie de dragoste. Și la unul nevoia se arată printr-o adicție și la celălalt se arată printr-o boală. Aveam doi frați care veneau din aceeași familie. Unul avea o adicție la jocuri și nu se putea abține și celălalt avea psoriasis. Acum, pe cel cu psoriasis îl compătimim pentru că săracul e bolnav și e victima bolii. Pe ăsta la altul care are boala din aceeași motiv care ăsta are psoriasisul, deci o problemă din familie, dar el nu-și poate controla nevoia de aceasta și el excesează jocul. Dar principiul este identic. Cauza este tot o problemă psihică. Cum s-a finalizat cazul de celor doi? Este dependent de persoana care trebuie să înțeleagă persoana în sine. Da? Și aici medicina ar trebui să le duce pe om. Ce are voie să gândească, ce are voie să mănânce, cum să-și trăiască viața. Pentru că, până la urmă, nimeni nu poate să trăiască viața celuilalt. Da? Și nu putem să gândim pentru celălalt. Dar educându-l, ca medic, aici am văd funcția
să-i explic omului ceea ce el n-ar fi putut să învețe la facultate, pentru că n-a avut timp, n-a avut ocazia, dar medicul trebuie să fie acolo când pacientul vine la el și are o boală, să recunoască cauza, să zică, aha, aici este, să-și ia timp, să-i explice funcțiile, așa fac eu în cabinet. Cauza este fumatul. Ai cancer la plămân sau ai probleme cu plămânul pentru că ai fumat. Da, dar asta nu se poate dovedi, pentru că o avem cancerul la un singur plămân, da? Sau avem la laringe numai pe coarda stângă și ales fumul locul și din punct de vedere al metabolismului este imposibil să explici de bază legală că fumatul poate să facă cancer. Dar noi mergem după observații și observațiile sunt doar, eu zic așa, empirice, nu știu cum este cuvântul. Deci, dacă ne uităm la rezultat și aici vin înapoi la întrebarea care ați spus-o cu diferitele boli. Da. Deci trebuie să știm așa, omul este construit la fel, indiferent că e în România, că e în Asia, că e în Australia, oriunde suntem pe pământ, omul este o singură specie, e o singură specie. Da. Și ca atare, funcțiile lui sunt identice. Da? Nu are omul din Asia alte nevoi în viață decât unul din România. Însă, pe când cele mai multe boli sunt pretutindeni pe pământ, dar unele sunt într-un loc mai mult, într-un alt mai puțin. Dar vedeți, am vrut să aduc ideea. O funcție normală a unei ființe umane, prin înmulțirea omului, a ajuns ca unul să fie mai mare, altul mai mic, altul să aibă părul într-un fel. Mașcat, castaniu. Da. Deci ajungem să vedem, să adunăm toți oamenii pe pământ, care de fapt sunt toți din aceeași origine. Da. Da? Deci vedeți, o singură funcție aduce rezultate, miliarde de rezultate diferite. Și e o funcție normală. Nu este rău când unul are ochi roșii sau albaștri și celălalt are maro. Da. Nu? Deci e aceeași funcție însă care face acel lucru. Și la fel este și cu boala. O singură disfuncție are rezultate foarte multe diferite. Și acum, cum pot eu să îmi dau seama? Eu merg acolo să văd la rădăcina funcțiilor omului unde este disfuncția. Pentru că, să luăm bolile autoimune, da? Ele toate vin dintr-un demers care pleacă din sistemul nervos, se dă o comandă la sistemul imun sau să zicem măduva oaselor unde se fac anticorpi, că anticorpii aceia merg la colon, că merg la pancreas, că merg la tiroidă, până la urmă nu contează. E aceeași disfuncție care are multiple efecte. Adică aceeași disfuncție de la creier la măduva osoasă. Osoasă, dar sau mai presus de creier în gândire, vreau să spun. Deci, o singură disfuncție aduce miliarde de efecte negative. De aceea, pe mine, înțelegând acest principiu al naturii, pentru că așa este orice, avem un ghiocel și nu este unul la fel, dar ei toți sunt din aceeași structură, sunt în particular. Așa și disfuncția aduce multe, multe efecte. Și în medicină, din păcate, noi alergăm după un efect. Adică vedem efectul la tiroidă și vedem efectul la pancreas. Dar și îl separăm. Unul numim Hashimoto și pe celălalt numim diabet tip 1. Și, de fapt, avem două boli diferite, care, de fapt, sunt așa același lucru. Da. Sunt doar două efecte ale aceleași disfuncții. Dar să vă întreb ceva, dacă îmi permiteți. Eu am înțeles până acum următorul lucru. Că din starea de spirit pe care o am, de lipsa dragostei, de neliniște, de dezacord față de viața mea,
din această stare de spirit neliniștită apar anumite efecte care se pot manifesta printr-o îmbolnăvire sau printr-o anumită manifestare socială adicție, a omului. O adicție, poate un comportament dezordonat. Exact. Bun. Acum, în cazul în care a apărut o boală, fie indiferent despre ce boală vorbim, exact. Eu pot să mă... Deci, eu sunt bolnav deja. Să zicem că a decedat cineva din familia mea. M-a cuprins lucrul acesta, m-a întristat și într-un timp eu mă îmbolnăvesc de cancer la pancreas. Ok. Bun. Vin la dumneavoastră. Am problema aceasta. Și dumneavoastră vreți să vedeți care e cauza de unde a apărut această boală. Și constatăm împreună că boala a apărut la un interval nu foarte mare de timp, după un necaz. Bun. Ce putem face? Păi aici trebuie să știm... Se mai poate da timpul înapoi? Nu, nu. Întrebarea este bună pentru că mulți cred că trebuie să dăm timp înapoi. Dar boala prezentă are o cauză prezentă. Ea începe din trecut, da, dar cauza este tot în prezent. Nu este evenimentul care mă face bolnav, pentru că el nu poate. Da. El nu mă atinge. Da? El nu poate atinge fizic. Da. Evenimentul este doar un eveniment pe care eu îl evaluez psihic. Și dacă l-aș evalua în mod corect evenimentul, atunci el nu m-ar îmbolnăvi. De exemplu, să-l accept. Nu e vorba de acceptare. E vorba, trebuie să știu care este scopul relației mele cu oamenii. De ce omul este devastat când partenerul părăsește? De ce nu poate să accepte sau să zică, am trăit 11-12 ani împreună, a fost frumos, dacă el acum are alte în cap, să fie fericit, să plece. De ce sunt agățat de el? De ce nu pot să las și dacă aș putea, l-aș ține acolo? Omul l-ar forța pe celălalt să-l termine. Dacă poate ar putea. Că există și o dependență unul de celălalt acolo. Aici ajungem. Unde este, care este scopul relației? Suntem într-o relație cu oamenii de dependență sau de libertate. Asta înseamnă de nedependență. Pentru că în momentul când soțul sau mama sau tata la un om adult este o dependență, în acel moment va trebui să te distrugi împreună cu el. Pentru că crezi în mod subconștient că viața ta este legată de viața lui. Când acest lucru este doar o iluzie. Și ceea ce eu explic pacientului este odată structura. Îi explic cum suntem alcătuiți, cum duhul și, sau psihicul lucrează cu creierul și după aceea întregul trup. Arăt funcțiile pe care se pot arăta foarte frumos, foarte clar. Îmi iau 3 până la 4 ori să mă întâlnesc cu pacientul care vine la mine în cabinet, să explic. Aici când vin în România sau când mă duc în alte țări, fac conferințe și încerc în timpul conferințelor să explic principiul. Da? Pentru că el trebuie înțeles. Dacă nu este înțeles, nu pot să-l ajut pe om. Pot să-l ajut că îi dau un tratament simptomatic sau ceva de boală, dar nu pot să-l ajut cauzal. Cauzal numai el se poate ajuta. Revenind, exact. Sunt bolnav. Exact. Și acum? Ce se poate îmbunătăți? Întâi, normal că trebuie să vedem ce putem face din punct de vedere corporal, nu? Ca să facem paguba cât exclud se poate de mică. Medicamentele și tratamentul medicamentos? Renunți la ele? Nu. Păi asta zic. Facem medicamentele și au scopul lor. Adică este o mare ușurare să ai un medicament de durere, de o situație acută a unui șoc anafilactic, să ai niște tratamente care diminuează efectele pe moment. Da? E bine că avem chirurgi care pot să opereze și să au această capacitate de îndeletnicire, să nu știu cum să zic, talentul acesta de a face totul să fie scos și frumos. Însă, asta nu rezolvă problema de fond, nu rezolvă cauza. Și atunci, eu cred că trebuie să mergem pe două șine. Indiferent care e tratamentul fizic sau
terapia simptomului, pentru că de el trebuie să ne ocupăm, că iau chimioterapie, că alții nu, că iau radiații, alții vor tratament natural. Astea doar se ocupă cu simptomul. Uh-huh. Aici fiecare om este liber să se aranjeze. Însă la cauză, omul n-are încotro, el trebuie să știe exact de ce este bolnav. Și dacă nu știe, el n-are cum să elimine cauza și atunci rămâne. Cauza în fond este aceeași la toți? Este în majoritatea bolilor, este aceeași. Dar și spunând acest lucru, normal că toți spectatorii, cei care mă aud, zic, nu se poate. Nu? Pentru că suntem la o educație în care cu toții creștem cu ideea că este multiplă cauza. Da, sunt cauze multiple. Însă în orice caz de boală trebuie să știu care este cauza primară sau care este, eu zic așa, cauza la rădăcină și care sunt cofactorii în acest lucru. Că avem mereu o cauză primară și un cofactor. Și noi putem elimina cofactorul și atunci normal că nu mai putem să avem acel loc, de exemplu la gută. Nu? La gută avem acidul uric ridicat, reducem mâncarea de carne, reducem poate chiar printr-un medicament acidul uric, ni se duce durerea. Pentru că boala se declanșează doar când a depășit un anumit limită. Dar se declanșează într-o singură încheietură, nu? Sau în două. Și atunci, cum așa? Că acidul uric merge prin toate încheieturile, nu? Deci eu elimin prin aceea că fac cofactorul mai mic, dar n-am eliminat cauza primară și de aceea ea se va arăta în alt loc, în altă fate. De aceea aveți, la un moment dat, avem oameni care au și una și alta și au adunat bolile în timp, care toate vin dintr-o singură cauză, adică dintr-un principiu același cauză, să zic așa, că evenimentele pot să fie diferite. Ne oprim puțin, vă mulțumim din nou, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, ne-am întors în studio. Vă mărturisesc că, după explicația domnului doctor Horst Müller, eu personal sunt în ceață, nu am înțeles exact lucrurile. Până acum știam și credeam că cancerul de plămâni vine cel mai des din fumat, la ficat, ciroza este produsă de alcool. Însă, în explicațiile dânsului, se pare că este ceva mai profund. V-am rugat să explicați. Da, deci trebuie să înțelegem că funcția gândului, funcția dragostei, pentru că gândul este doar un mediu de transport. Conținutul gândului este acela care pentru trup este cel mai important lucru. Deci conținut înseamnă bucurie sau tristețe, da, adică nu? Sunt... Ce gândesc ca conținut? Sau... De ce gândesc ca conținut? Pentru că dacă trupul funcționează prin gândirea omului, da? Deci la nivel de scoarța creierului, scoarța funcționează cu curent electric. Da? Curentul acesta electric este produs de psihicul omului. Cu fiecare decizie pe care el o ia, dă un impuls electric. Asta se poate vedea în toate... în experimentele care s-au făcut la om. Deci gândul face o putere, pentru că eu numai cu gândul pot să mișc degetele. Nu? Dacă psihicul meu, duhul meu spune mână mișcă-te, da? Ea se mișcă. N-are nicio o șansă să nu se miște. Da? Deci puterea gândului este aceea de a conduce întregul om, metabolismul omului. Și acum, dacă omul e trist, pentru că s-a întâmplat ceva. În momentul gândirii sale triste, în trupul lui, el declanșează niște reacții care îi dau înapoi un sentiment neplăcut. Sentimentul neplăcut are scopul să dea psihicului sau duhului feedback-ul că el nu gândește corect. Nu? E același
E aceeași feedback când pun mâna pe sobă și mă art să zic, a, asta nu-i locul ca să pun mâna când soba este fierbinte. Da? Deci durerea sau sentimentul negativ arată că undeva în gândirea mea gândesc împotriva funcției trupească. Dau un exemplu simplu care l-am întâlnit acum 2 săptămâni în Asia, unei doamne de 51 de ani a venit la mine pentru că de 3 luni de zile mâna ei stângă, umărul este plin de durere și blocat, este stângace și de-abia mai poate să își miște mâna. Evenimentul care a dus aici a fost, n-a fost niciun accident, n-a avut nimic exterior și nu pot să spun nici că a mâncat ceva greșit sau a fumat sau ce știu ce a făcut pentru ca să îi se blocheze mâna, umărul stâng. Evenimentul a fost că cu 6 luni înainte i-a murit soțul. Da? Deci e clar, după 3 luni s-a făcut anticorpii, s-au făcut mijloacele inflamabile și atacă acest umăr, care face durere, te handicapează. Dar acum, cine o face? Este gândirea ei că moartea soțului nu poate să facă acel blocaj. Și acum ea trebuie să știe, aha, durerea vrea să mă învețe ceva, că undeva greșesc față de trupul meu. Așa am descoperit funcția. Deci, când eu mă simt rău, înseamnă că undeva am gândit ceva care nu corespunde sistemului nervos. Pentru că gândul este exact și pune în funcțiune sistemul nervos. Când gândesc ceva corespunzător sistemului nervos, mă simt foarte bine. Și în studiile care le-am făcut și în prezentările care le fac, seară în seară, explic cum se declanșează, cum gândim, pentru că nu pot într-o oră aici să explic deci, fenomenul. Zilele acestea susțineți aici la Reghin, la Biserica Adventistă din Unirii, Biserica Emanuel, susțineți conferințe pe tema aceasta? Da, și explic, pentru că am în timp, că trebuie să-l iau pe om din afară, să-l explic, să merg și să ajung la subconștient, pentru că toate aceste lucruri nu sunt în conștient. Funcția nu e în conștient, funcția este subconștient. În conștient eu pot să mișc mâna, dar în subconștient, practic, tensiunea mâinii este reglată. Da? De acolo pleacă funcția întâi. De aceea trebuie să cunoaștem un pic mai mult despre om și cu cât l-am cunoaște mai bine, am putea zice, a, așa este. Pentru că fără a cunoaște funcția gândirii în om, rămâne mereu în afara situației. Vom pune vina pe fumat, pe țigară, dar nu ne uităm că omul acela este un om trist, un om necăjit, pentru că are niște sentimente necăjite care încearcă să le echilibreze printr-un drog sau printr-un obicei, chiar și sportul. Poate să am câteva întrebări. Probabil că nu o să fie timp suficient ca să-mi răspundeți elaborat. 1. Ce am înțeles eu până acum? Am avut un eveniment trist în familie și cum ar fi, de exemplu, pierderea cuiva drag. Da. Atât de mult m-a impresionat acest lucru, atât de mult m-a afectat, încât la un moment dat mă trezesc că am o problemă de sănătate, fizică. O problemă medicală. Bun. Da. Deci mă îmbolnăvesc. Poate o boală serioasă. Da. Dumneavoastră îmi spuneți acum că în spatele acelei boli, care apare nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în viața mea, deci în spatele acelei boli este o cauză și acea cauză, în cuvintele mele spun, are de-a face cu un dezechilibru psihic, un dezechilibru spiritual. Da, emoțional. Dragostea. Da, eu am înțeles că modul cum reacționez la un eveniment, aceasta este important. Exact. Da. Și dacă reacționez cu tristețe, cu tensiune, cu supărare, mă îmbolnăvesc. Da, deci pentru că nu este conform sistemului nervos. Dacă cum este conform sistemul nervos? Cum ar trebui să reacționez dacă moare cineva? Trebuie să venim la ședință seminar, de... Da. Nu, deci trebuie să vedem. Dacă eu aș vedea. Deci asta este centrul principal, este că psihicul omului nu știe, duhul omului nu știe cum să-și satisfacă nevoia de dragoste. Uh-huh. El acolo are o eroare. Uh-huh. Și eroarea aceea
îl duce acolo ca el să meargă împotriva lui însăși. Uh-huh. Nu? Deci îmi fuge soțul, da, lasă-l să ducă. Dar de ce să fiu eu bolnav când el a fugit? Nu? Uh-huh. De ce să sufăr eu dacă un eveniment, o criză se întâmplă în viață? De ce să sufăr fizic? Că dacă aș suferi doar mental și aș putea evalua acel eveniment corect, conform trupului, aș putea să fiu trist, aș putea să mă gândesc la celălalt că s-a întâmplat. Dar problema este că eu cred că îmi lipsește, eu cred că sunt victimă și aceea este o eroare completă. Când omul pleacă de la mine, el pierde, nu eu. Da. Dar eu cred că eu pierd și nu el. Și atunci, vedeți, toată problema constă până la urmă în a elimina eroarea. Deci eu trebuie să explic pacientului că el, datorită felului cum s-a născut, și aici se poate vedea că noi din naștere avem o eroare. Astfel se explică căderea în păcat a lui Adam și Eva. Astfel pot să văd că fiecare om, indiferent unde m-am dus în lumea aceasta, are aceeași eroare. Da? Și eroarea însă, pe plan psihic, nu e văzută ca eroarea. Eu am descoperit-o că este eroare pentru că face trupul bolnav. Pentru că plec de la prepoziția că orice ce face trupul bolnav este greșit. Să revin ce spuneam mai devreme. Deci, ajuns în bolnav. Discut cu dumneavoastră. Dumneavoastră mă conștientizați de sursa problemei mele. Exact. Bun. Dar eu deja am un tratament medicamentos. Sigur. Renunț la el? Nu renunț. Bun. Dar dacă eu îmi accept starea, faptul că am rămas singur sau faptul că am fost părăsit și mă împac cu gândul acesta și ajung să-mi dau seama că nu este o pierdere pentru mine că am fost părăsit, e o pierdere pentru celălalt că m-a părăsit. Da. Sau cum aș mai putea gândi? Da. Bun. Mă face gândul acesta să mă vindec mai repede? Sigur. În momentul când eu nu mai sunt victima, da. este ca un lucru când, în momentul când adevărul, eu cred adevărul, în momentul când percep adevărul și îl cred, el mă face liber. Hai să vă mai întreb ceva. Aș încerc să fiu măcar un pic... Măcar în acel punct, da? Deci da. Că sunt multe, din disfuncția aceasta, din eroarea care avem multe efecte. Se poate ca unul din efectele acestei erori, a neiubirii, să fie și o îmbătrânire accentuată? Nu. Ei, și eu credeam că găsesc elixirul tinereții. Mă gândeam că dacă starea de spirit îmi influențează tonicitatea sau vigoarea organismului, atunci... Nu, starea de spirit... M-aș păstra tânăr. Este... Noi nu deținem viața în mâna noastră. Noi doar deținem să o nostricăm. Da? Viața ne este dată de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat nouă răspunderea să mâncăm, să bem, să ne culcăm, să facem ceea ce este bine conform ce face bine trupului. La fel ne-a dat răspunderea și ce să gândim, de unde să luăm dragostea și unde să o dăm. Da? Sunt acele două funcții. Deci nu e destul doar să primim dragoste. Nu există primitul. Nu există. Nu există primit. Asta este o eroare. Și asta e o eroare. Este eroare. Noi numai putem lua și da. Pentru că duhul omului, psihicul omului, nu a fost făcut niciodată să fie, să-i se dea ceva. Adică lui nu-i poți da nimic. Dacă el nu o ia, nu se întâmplă nimic. Da? Deci lui trebuie să-i dai în față, trebuie să-i oferi, atâta poți. Da? Îi dai posibilitatea. Oferi. Dar de primit el nu poate primi. El numai poate să dea și să ia. Adică să ia și să dea. Asta este procedeul. Eu pot să pun ceva în stomac, forțat, dar nu există să forțez psihicul omului la ceva. Și la aceste conferințe care le susțineți, deci dumneavoastră explicați că stilul de viață până la urmă pornește din gândire și că ceea ce îmbolnăvește este gândirea care determină un stil de viață greșit? Da, deci gândirea mă face să-mi pierd controlul. Și practic bolile vin dintr-o pierdere a controlului peste viața mea. Că nu pot să mă abțin apoi de la ciocolată sau că nu pot să mă abțin de la alcool sau de la alte adicții, este doar pentru că în duhul meu, în viața mea, mă simt, nesatisfăcut. Dacă omul ar fi satisfăcut pe plan spiritual și ar ști cum să-și satisfacă nevoia, că este nevoia primară a vieții, atunci el ar mânca la timp,
ar avea o ordine în mâncare, ar ști ce să mănâncă, să mănânce, ar ști cât să mănânce, ar ști cât să se miște, pentru că ar fi un echilibru complet acolo. Dar până când nu eliminăm eroarea în ceea ce privește pe plan spiritual cu dragostea, noi, chiar dacă adaptăm un stil de viață, așa zis în ghilimele, sănătos, ne hrănim bine, ne reținem. Eu am văzut pacienți care, din cauza că erau bolnavi, s-au făcut vegetarian, au făcut un plan de... Da, și într-adevăr s-au făcut mai bine, dar nu s-au ținut de acel lucru pentru că îl fac forțat, nu îl fac din liberă alegere. Îl fac pentru că așa trebuie, nu? Neconvinși că asta este mai bine decât cealaltă, nu? Deci... Domnule Sabin, deci la dumneavoastră la biserică, da, promovați sănătatea la aceste conferințe. Cum se desfășoară? Când sunt aceste conferințe? Ce program este acolo? Acest program a început ieri, marți, și durează până duminică. Și programul are două părți. O parte ține de prezentările publice ale domnului dr. Horst Müller, și această parte este în fiecare seară de la ora 6 la ora 7:30. Ceea ce înseamnă că și în seara aceasta până la 7:30 durează programul. Noi acum avem emisiunea înregistrată pentru a nu suprapune evenimentele. Dar mâine seară și vineri și sâmbătă oricine dorește poate participa. Iar dumneavoastră explicați toate acestea nu doar într-o oră, în câteva ședințe le explicați pe îndelete. Da, și am înțeles că sunt și consultații pe care le... Adică consultațiile sunt oferite acolo, glicemia și... Da. Tensiunea arterială și altele. Da? Eu doar fac consiliere, ceea consiliere. Ce... Și dacă cineva dintre telespectatori care ne-au urmărit în seara aceasta dorește să aibă o discuție privată cu dumneavoastră, este posibil lucrul acesta? Da, sigur. Și cât costă? Nu costă nimic. Nu costă nimic? Nu, e totul gratis. Dar și cum trebuie să procedeze? Păi poate să vină la prezentări și să se înscrie la... Deci la sfârșitul fiecarei prezentări se face o listă cu toți cei care doresc să aibă o consiliere, o ședință de consiliere, și urmează ca noi să-i sunăm și le spunem când sunt programați pentru acea discuție. Ca o concluzie la dezbaterea noastră, dragostea vindecă totul? Dragostea nu că ar vindeca, dar dragostea ține în viață totul. Dragostea este... puterea vieții e tot după, este ceea ce după ceea care omul tânjește din totdeauna, pentru, din mic copil vreau să zic, până la adânci bătrânețe. Și dacă noi n-am avea această eroare noi, de care trebuie să scăpăm, noi am trăit foarte bine și adică nu ne-am îmbolnăvit. Adică la ce eroare vă referiți? Că... Cum să alimentăm nevoia de dragoste? Că noi credem că alimentarea de dragoste se face prin a primi dragoste. Uh-huh. Când acel lucru, de fapt, din construcție e imposibil. Și, da? Și cum facem alimentarea? Și de aceea trebuie să cunosc alimentarea. Eu trebuie să o iau de acolo de unde este sursa. Și există o singură sursă de dragoste pe acest pământ, care este Dumnezeu. Există o singură sursă de viață. Și Duhul meu, eu trebuie să merg la Dumnezeu, de acolo să iau. Iar Dumnezeu ne-a dat relațiile celelalte, inclusiv relația de căsnicie, pentru că acolo să dau această dragoste din abundență. Și cu cât dau mai mult, trupul meu este mai sănătos. Dar trebuie să știu că nu dau de la mine. Dar dacă cred că am dat de la mine, după 12 ani sau 20, cam și după 4-6 de ani de căsnicie, soțul pleacă și o ia pe o femeie de 38 de ani mai tânără, ce se întâmplă cu psihicul acestei femei? Ce se întâmplă cu fizicul acestei femei? Și ea se deteriorează. Și... numai din pur și simplu fapt că celălalt face o greșeală. Înțelegeți? Deci trebuie să cunoaștem cum putem să satisfacem nevoia noastră. Și cunoscând acel lucru, cunoscând care este scopul relației cu Dumnezeu, care este scopul relației cu oamenii și cum scăpăm de eroare, noi putem să eliminăm, eu zic așa, bolile grave din viața noastră. Vă mulțumim, dragi invitați, domnule doctor, domnule pastor și educator de sănătate publică. Mulțumim pentru... Timpul este prea scurt pentru ca să
dezbatem o problemă așa de importantă cum este problema sănătății și a depășirii situațiilor de boală din viața noastră. Vă invităm la aceste conferințe care sunt în fiecare seară de la ora 6 la Biserica Adventistă din Unirii, în cartierul Unirii, în Reghin. Dar în același timp am dorit să continuăm dezbaterile pe linia sănătății. Vă așteptăm miercurea viitoare când va fi iarăși o temă, o dezbatere despre sănătate, despre cum să avem un stil de viață sănătos și cum să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu oferă fiecăruia dintre noi, viață, fericire, dragoste, viață veșnică. Vă mulțumim, să aveți o săptămână frumoasă în continuare. La revedere!